Bună dimineața, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua cu lecțiile croșetului tunisian și vom învăța punctul plin. Voi folosi un croșet mai mic pentru a-mi fi mai ușor să manevrez lucrarea, deoarece voi face doar eșantioane în care vom învăța tehnica acestui tip de croșet atât de îndrăgit de anumite persoane. Deci, voi face un număr de 10 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și voi face unul în plus. Iar acum, așa cum v-ați învățat, voi încărca pe croșet fiecare fir pentru a face rândul de bază, rândul de pornire al lucrării noastre. Încet, cu atenție, ne îndreptăm către capătul rândului. Și ultimul, deci am încărcat firele pe croșet, iar acum, așa cum v-am explicat, voi trece pentru început doar prin primul picioruș încărcat, după care vom lua două câte două și ne vom îndrepta către sfârșitul acestui rând. Acest punct, punctul plin, poate fi folosit în orice tip de lucrare doriți dumneavoastră. Este foarte adaptat și pentru a lucra genți. Deci am ajuns la capătul acestui rând. După cum vedeți, am format rândul de bastonașe, rândul care este foarte important. În acest moment, vă rog foarte mult să fiți atente, eu am lăsat camera foarte jos să puteți observa. Vom individua acest spațiu dintre bastonașele cu numărul 1 și numărul 2. Deci aici se vede foarte bine acest spațiu. Vom prinde firul. Vom continua în spațiul următor între bastonașele cu numărul 2 și numărul 3. Vom intra în spațiu dintre bastonașele 3 și 4, în felul acesta. Și acest spațiu este foarte ușor de individuat. În momentul în care ați învățat bine locul unde trebuie să lucrați, nu există niciun risc să greșiți. În felul acesta ne îndreptăm către sfârșitul acestui rând, iar aici vom închide așa cum știți, trecând cu croșetul prin cele două fire de la capătul rândului. Voi ieși prin primul fir, apoi din nou două câte două. Sunt anumite modele care par a fi identice, însă în realitate sunt diferite. Acum veți vedea, după ce lucrăm câteva rânduri, de ce se numește punctul plin, care seamănă foarte mult cu ceea ce v-am arătat în tutorialul anterior. Din acest moment, noi nu vom intra, deci pentru cel de-al doilea rând al modelului propriu-zis, nu vom intra din primul spațiu, pentru că în acest mod vom înmulți, ci vom intra direct în cel de-al doilea spațiu, deci în corespondența spațiului dintre piciorușele 2 și 3. Și voi face același lucru. Voi intra în corespondența fiecărui spațiu și voi extrage firul. Este foarte simplu, este foarte ușor și este adaptat, așa cum spuneam, anumitor lucrări care necesită să fie un pic mai bine lucrate, mai dese.
Mai consistente, să spunem. Din nou aici, la capătul rândului, o închide în același fel, trecând cu croșetul prin cele două ochiuri și lucrăm. Trecând la început doar prin primul picioruș, după care din nou două câte două și ne îndreptăm către sfârșitul acestui rând. În momentul în care decideți să lucrați o geantă, acesta este unul dintre modelele cele mai ușor de lucrat. Acum din nou, rândul următor, vom continua și vom începe din primul spațiu, deci între piciorușul 1 și 2. Vom alterna în acest mod. Deci un rând va fi început, primul rând, din spațiul dintre piciorușele 1 și 2, dintre bastonașele 1 și 2, iar cel de-al doilea va începe dintre bastonașele cu numărul 2 și numărul 3. Vom alterna în acest mod și am ajuns la capătul rândului. Vom face mai întâi primul picioruș singur, după care două câte două, le vom îndrepta către sfârșitul rândului. Acesta este punctul plin, așa cum vă spuneam. Vedeți cât de ușor alunecă croșetul, foarte ușor. În momentul în care mâna dumneavoastră s-a adaptat acestui. Acum voi intra din nou în spațiul dintre piciorușele, bastonașele 2 și 3. În momentul în care mâna dumneavoastră s-a adaptat, în momentul în care ați învățat să stăpâniți bine tensiunea firului, lucrarea va decurge fără probleme. Deci nu vom avea absolut nicio problemă. Am ajuns la capătul rândului, iar acum voi închide corespondența celor două ochiuri și din nou vom repeta aceleași mișcări. Vom trece cu croșetul încet, încet, prin corespondența a două piciorușe. Și am ajuns și la capătul acestui rând. Următorul, din nou, vom intra din corespondența bastonașelor 1 și 2 și apoi vom continua. 3 și 4, 4 și 5, în felul acesta. Așa cum vă spuneam, dacă veți învăța să controlați tensiunea firului, vă va fi foarte, foarte ușor să manevrați croșetul și să executați o lucrare de calitate. Mă ajut la capătul rândului din nou. Vom trece pentru început prin corespondența primului fir încărcat, iar acum prin următoarele două, două câte două. Acest model vi se va părea cunoscut pentru că seamănă în modul de a lucra, seamănă foarte mult cu punctul pe care l-am învățat acum câteva zile. Însă, dacă puteți observa ceea ce am învățat acum câteva zile, bastonașele sunt intercalate în acest mod, iar
acesta de astăzi, practic, vine bastonașele, vin unul deasupra celuilalt. Cred că puteți observa, vom lucra din nou un pic singure și pe măsură ce vom lucra, vă veți da seama de diferență. Întoarcem înapoi. Alunecăm practic cu croșetul prin corespondența piciorușelor. Simplu este și cât de frumos. Acum din nou voi face un alt rând, în modul în care dumneavoastră să observați cu exactitate ceea ce lucrez. Voi continua cu aceste lecții și bineînțeles mi-ar face foarte mare plăcere dacă dumneavoastră în comentariile pe care le lăsați, veți veni cu sugestii, cu anumite puncte pe care poate le-ați văzut lucrate și ați dori să le învățăm. Acum mă întorc înapoi. Lăsăm croșetul să alunece practic corespondența două dintre piciorușele încărcate, două câte două, două câte două, și în felul acesta continuăm. Deci acesta este punctul plin. Uitați-vă diferența între unul și celălalt. Acesta, dacă vă amintiți, l-am lucrat trecând cu croșetul prin trei piciorușe, pentru că luam un picioruș pe croșet, aici doar prin două piciorușe, iar lucrarea este foarte deasă, foarte consistentă. Spatele este exact ca un spate de tricot obișnuit. Și așa cum vă spuneam, întotdeauna în acest croșet, fața este întotdeauna înspre noi. Acum voi mai lucra o bucățică singură și apoi vom continua. Nu uitați alternanța dintre rânduri. Alternanța în sensul că un rând îl începem în corespondența primelor două bastonașe, iar următorul în corespondența bastonașelor cu numărul 2 și numărul 3. Totdeauna aici închidem trecând prin cele două fire de la capătul rândului. Ieșim prin unul și continuăm în felul acesta. Aceasta este o nouă lecție pe care am dorit să o prezint. Nu aș vrea să fac un tutorial prea lung, să nu vă plictisesc. Și dacă totul va decurge corect, vă invit și mâine dimineață.
la un nou tutorial, la o nouă pijama party, pentru că eu mă trezesc foarte devreme și filmez la orele în care toată lumea încă este în pijama. Deci acesta este punctul plin, punctul tunisian, care astăzi dimineața, cu mare drag, vi l-am prezentat. Dacă v-a plăcut ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu, și aceasta mă va ajuta foarte mult în creșterea canalului, în creșterea comunității, mă va ajuta și îmi va da curaj să merg mai departe, iar eu vă doresc o zi frumoasă, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă salută Tatiana și vă dorește o zi minunată precum sunteți dumneavoastră. La revedere!